Starea domnișoarei președinte Ariadna Crilegeanu, raportat la zvonurile astea total nefondate, cum că am fi făcut blat cu vreun partid dintre cele două, PNL-PSD, cu atât mai puțin cu Dreapta Unită. Numai departe de ieri mi s-a adus la cunoștință că la Curtești, organizația PSD, merge în comună și spune oamenilor că e gata, au înțelegere cu AUR, și totul va fi bine. AUR-ul susține candidatul PSD, primarul 0 realizări pe Curtești de 16 ani, 2 mandate de viceprimar, 2 de primar. AUR niciodată nu va susține, nu va face un blat de genul ăsta, sub nicio formă. Nu vom susține, avem blat nici cu PNL-ul, nu avem blat nici cu PSD-ul. Vorbesc acum punctual de Curtești. Dar la Curtești, doar PSD și PNL au candidat. Așa, noi avem un consiliu. Noi intenționăm să intrăm în consiliul local și să le facem o poziție oricăruia dintre ei, sau poate chiar să câștigăm consiliul local și atunci să ne punem un viceprimar. Nu am reușit să identificăm o persoană potrivită pentru a doua, cea mai bogată comună din județ, pentru că am stat și am analizat și am zis că să venim cu un candidat excepțional. Nu am reușit să identificăm, nu e nicio problemă. Ne vom pregăti pentru 2028, când vom veni cu cea mai bună soluție pentru comuna Curtești. Deci, în concluzie... Susțineți candidatul PNL la funcția de primar? Nu susținem niciun candidat la funcția de primar. Nu ne interesează cine este primar. Noi vrem să intrăm în consiliu, să câștigăm majoritatea și să-i facem o poziție 4 ani de zile. Sau să câștigăm majoritatea și să construim proiecte benefice pentru cetățeni. Pentru că, în mod normal, un consilier local, odată ce este ales și trimis în consiliul local, reprezintă eminamente interesele cetățenilor. Ar trebui să reprezinte interesele cetățenilor, cum spunea și colegul meu. Nu facem opoziție doar dragă opoziție, dacă sunt proiecte fezabile și sustenabile și, iarăși, fac o completare. Cred că colegul meu de la Hlipiceni a greșit un pic și spun PNRR, probabil se referea la PNDL. Dar alea fiind și PNDL-ul, Șanghe-Sainei, fiind proiecte guvernamentale, știți foarte bine. Păi, a fost PNDL 1, PNDL 2, după care acum îi spune Anghel-Sainei, PNDL 3, da, despre asta e vorba. Vorbim despre administrație performantă doar în localitățile în care primarii au pus mâna la treabă și s-au dus spre finanțări pe fonduri europene. Și ce să vezi, acele fonduri europene nu pot fi fraudate, nu pot fi delapidate, nu le poate fi schimbată destinația. Deci despre asta e vorba când vorbim despre administrație responsabilă. Bun, vreau să mă duc iarăși un pic, tot în continuare, Ariadna a prefațat cumva ceea ce aș urma să spun eu.